un caz real, care l-am mai spus odată aici, în Roma, o familie, caz real, fratele Mitică Franciuc știe bine familia aceasta, erau acasă sora și făcea ceva treabă prin casă. La un moment dat apare în fața ei ca o închipuire a satanei și spune, am venit să te omor pe tine. La care ea strigă, știind de acasă, sângele Domnului să te mustre. Și aceasta arătare hidoasă spune, care sângele Domnului? De atâția ani de zile n-am la cina Domnului, care sângele Domnului? La care ea s-a speriat, dispare această arătare. Caz real, frații mei. Ea fuge, dar îi spune așa, înainte să dispară, pentru că s-au făcut rugăciuni pentru tine în partea părinților tăi, nu pot să-ți iau viața, dar mă duc să omor pe bărbatul tău. Și dispare. Se sperie repede și vrea să fugă în camera cealaltă, să ia telefonul, să sune soțul. Când se fugă în pragul ușii, apare un înger a Domnului și spune, am un mesaj să spun, dar nu pot vorbi cu tine, du-te și acoperă-ți capul. Se duce repede, ia un batic, vine înapoi. Mesajul este acesta. Pentru că s-au ridicat mijlociri pentru voi, mă duc acum să-ți apăr soțul, puneți-vă casa rânduială. Și dispare această arătare. Dă repede telefon și spune soțul ei, dragă, nu poți să-ți închipui ce s-a întâmplat. Numai Dumnezeu m-a scos, era să fac acum un accident mortal, mașină distrusă, Dumnezeu m-a scăpat. Și-a dat seama că Dumnezeu a apărat familia. Un caz real, dragii mei, caz concret. Unii pot spune astăzi basme, astăzi lucruri inventate. Eu vă spun că e caz real, că nu vreți să credeți, vă aparține.